Vreau să vă arăt mâinile criminale cum au contaminat brazii pe suprafețe de hectare întregi și brazii noștri au murit. Aceștia au fost brazi. Au mai rămas doar capetele de sus. Se vor prăbuși și ele acuș. Salut! Suntem la Ocolul Silvii Vatra Dornei, la poalele munților Pelimani. Poate ați văzut într-un material care circulă pe internet, cam fiind într-o pădure de brazi contaminați, atacați chimic sau ceva de genul acesta. Ei bine, nu este adevărat. Suntem într-o pădure demolit, care este fratele bradului într-adevăr. Într-o pădure tânără, sănătoasă, viguroasă. Lipsa ramurilor verzi de la baza moliților este un fenomen natural. Odată cu creșterea înălțime, molizii își dezvoltă coroanele în partea superioară, spre lumină, pierzându-și astfel ramurile din partea inferioară. Aici au fost odată brazi, da? Uitați-vă cum această pădure falnică, odinioară, a fost pusă la pământ de mâini criminale și trădătoare. Așa se prezintă această cutie. Da? Iar jos are un recipient. Da? Cu o substanță chimică. Vreau să știu ce anume s-a pus aici. Suntem la Ocolul Silvic Vatra Dornei, în parcela silvică 124A. Aici, în urma unei furtuni puternice din 29 august 2023, o suprafață însemnată de pădure a fost pusă la pământ. Odată cu doborâturile de vânt și cu exploatarea masei lemnoase, au apărut însă și insectele care atacă lemnul. De aceea am instalat aceste capcane pentru a captura insectele și pentru a proteja pădurea sănătoasă din apropiere. Iar codurile pe care le vedeți pe recipiente reprezintă denumirea parcelei silvice, numărul curent al cursei și respectiv anul instalării acesteia.